Nouă arte, o resursă pentru clasa 1. Arta este un domeniu foarte complex, de aceea poți fi artist în mai multe feluri. Când spun artist, prima oară mă gândesc la a desena sau a picta, așa cum am făcut eu aici. Un alt fel de artă este arta culinară și înseamnă a găti și a pregăti tot felul de rețete. Un artist este și cel care creează haine, numit designer de modă. O artă preferată a mea este aceea de a crea peisaje, cum ar fi grădini, parcuri și alte spații din natură. Arta fotografiei înseamnă să ai răbdare în a face cele mai bune poze după anumite criterii, cum ar fi lumina, culoarea, poziția. Un alt fel de artă sunt artele marțiale, care în zilele noastre au devenit mai mult un sport. A dansa este o artă veche și o formă de exprimare artistică, cum ar fi baletul. La fel este și arta de a cânta, fie că este la un instrument, fie că este doar cu ajutorul vocii. Iar a sculpta este arta de a crea obiecte și decorațiuni prin modelare, cioplire sau scobire. Dacă ai modelat și tu cu plastilina, înseamnă că ai fost un sculptor. Hai să recapitulăm cele 9 arte prin cele 9 acțiuni. A picta, a găti, a crea haine, a crea peisaje, a face poze, a face arte marțiale, a dansa, a cânta, a sculpta. Pentru fiecare acțiune, găsește ce obiecte se potrivesc cel mai bine. Notează în caietul tău perechile de litere și cifre. Așa cum îți indică ceasul, vei avea la dispoziție un minut. Dacă le-ai asociat așa, felicitări! Dacă nu, înseamnă că vei descoperi noi moduri de a fi creativ. Așadar, indiferent de ce tip de artist vrei să devii, poți fi unul de nota 10.